Domnul președinte, a trecut o săptămână de la congresul PNL și fiind nu doar președintele Consiliului Județean Bihor, ci și președintele PNL Bihor, unul dintre liderii reprezentative Partidului Național Liberal, un bilanț e de neocolit după acest congres. Care sunt concluziile dumneavoastră? De ce la congres nu ați intervenit în niciun fel? Sunteți mulțumit de rezultat și mai ales cu cine ați votat? Congresul PNL și tot ce s-a întâmplat până la acest congres nu a avantajat Partidul Național Liberal, pentru că fiind și partidul de guvernământ, alături de celelalte partide din coaliție, într-o primă etapă și după aceea suprapunându-se peste campania de alegere a conducerii PNL și criza guvernamentală, lucrurile au părut și s-au format niște percepții în opinia publică care nu ne-au avantajat. A fost contextul în care congresul s-a desfășurat în pandemie. Ori în condițiile în care noi a trebuit practic să ne ducem într-o sală mare, chiar dacă erau respectate condițiile privind capacitatea sălii, deci era o sală foarte mare, dar totuși a părut că cei care sunt într-o dublă calitate și de participanți la congres și de autorități, le cer oamenilor să respecte anumite condiții, în timp ce ei pare că nu le respectă. Și asta e cert că n-a ajutat, să spunem, autoritățile, în general, toate autoritățile, de la nivel local, de la nivel guvernamental, în a da mesaje, să spunem, credibile populației vis-a-vis de vaccinare. O altă chestiune a fost faptul că, fiind un congres care s-a desfășurat cel puțin perioada pregătitoare pe câteva luni de zile de campanie, iar această campanie fiind una care a generat periodic știri, poate chiar zilnic, dar oricum la 2-3 zile aveam știri în media națională, unele dintre ele erau contradictorii, unele dintre ele erau critici sau acroșări ale colegilor din același partid. Percepția care s-a format sau s-a putut forma în opinia publică este că, în loc ca partidul de guvernământ să se ocupe de guvernarea propriu-zisă, el se ocupă de conflictele interne și că în felul acesta, practic, energiile noastre nu se duc în direcția în care cetățenii ar aștepta să se ducă. De asemenea, faptul că o criză guvernamentală s-a produs peste efecte ale pandemiei în plan economic, creșterea prețului la gaze, creșterea prețului la energie, din nou a consolidat această percepție că nu se face ceea ce trebuie. Deci una peste alta, e o situație diferită să faci un congres chiar cu alegeri lungi, cu alegeri spectaculoase, când ești în opoziție, când competiția din interiorul unui partid nu afectează guvernarea, și alta este situația când ești în guvernare, când sunt doi candidați care nu au doar niște funcții în partid, au și niște funcții în stat, premierul și președintele Camerei, și amplitudinea conflictelor devine mult mai mare, ceea ce, din păcate, s-a întâmplat în cazul PNL, și acest lucru nu cred că ne avantajează în această perioadă. M-ați întrebat de ce nu am intervenit. A fost o procedură la congres prin care au luat cuvântul doar candidații la funcția de președinte și 5 susținători desemnați de către candidați. Noi, în județul Bihor, am stabilit încă de la începutul campaniei
că PNL Bihor nu se va alinia susținând cu toată forța un candidat sau un alt candidat, deci vom rămâne într-o poziție de neutralitate, ținând cont de ceea ce v-am prezentat anterior. Pe cale de consecință, această decizie a fost tradusă în faptul că președintele de organizație, cei doi prim vicepreședinți și secretarul PNL Bihor, am luat decizia că nu ne vom pronunța în susținerea sau în contra uneia dintre cei doi candidați și de asemenea că nu vom intra, să spunem, într-o competiție ca partizani ai uneia sau altuia, ceea ce s-a și întâmplat până la final. Domnul primar Birta, în baza discuțiilor pe care le-am avut cu ambii competitori, privitor la faptul că organizația PNL Bihor, având în vedere faptul că avea cel mai mare număr de delegați, deci din punct de vedere al analizei electorale, era cea mai mare delegație și cea mai performantă organizație județeană a PNL, dacă facem o medie între alegerile locale și cele parlamentare, am considerat, și ei au fost de acord, că este bine să existe, fiind domnul Câțu și domnul Orban, să existe un reprezentant al PNL Bihor în biroul executiv central. Indiferent cine este. Indiferent cine este. Discutând și cu colegii această chestiune, cu cei doi prim vicepreședinți și cu secretarul, am convenit și cu parlamentarii noștri că această decizie este una corectă, ca atare domnul Birta a candidat fiind susținut de ambele echipe ale celor doi candidați și asta este explicația pentru candidatura dânsului. În rest, așa cum v-am spus, am luat decizia ca să nu ne pronunțăm vis-a-vis de cum am votat și în ce fel a gândit fiecare în cabina de vot cu privire la un candidat sau altul. Aceasta este situația. Cum credeți că se va încheia criza guvernamentală? Da, fiindcă faptul că această coaliție depindea de USR Plus, nu trebuia ținut acest partid la guvernare aproape cu orice preț? Și ce șanse estimați ca Florin Câțu să rămână în fruntea guvernului? E greu de făcut în lumea politică românească predicții pe termen lung, pentru că de multe ori oamenii politici din România spun una și fac cu totul alta și din punct de vedere al angajamentelor electorale, dar și din punct de vedere al comportamentului politic după aceea. Dacă ne-am luat după declarațiile care au fost făcute în aceste zile, am putea presupune că moțiunea de cenzură, care înțeleg că va fi dezbătută marți în Parlament, ar avea șanse mari să treacă, pentru că trei partide au declarat prin președinți, prin cei din conducere, că vor vota cu bilele, cu voturile la vedere, că vor avea prezența compactă și așa mai departe. Dacă aceste declarații se vor dovedi reale, ce se va întâmpla după aceea, cum vor evolua lucrurile, nu pot să fac prognoze. Din punctul meu de vedere, însă, cred că trebuie să ținem cont de situația țării noastre de astăzi și de ce e nevoie pentru perioada următoare. Suntem într-o situație dificilă pe trei componente. Pe componenta de pandemie, care vedem că e o prezență puternică, suntem prin val 4 acum, și este cât se poate de clar că nu se arată ca lucrurile să se rezolve de pe o zi pe alta. Deci această situație, dacă ne gândim la ceea ce s-a întâmplat în anul trecut sau în lunile anterioare, putem estima că ar mai putea dura 2-3 săptămâni această situație. Avem apoi o problemă economică generată de efectele creșterii prețurilor la energia electrică și la gazele naturale, ceea ce va însemna, pe de o parte, creșterea cheltuielor pentru încălzire, pentru că vine iarna, pe de altă parte, pentru că aceste componente sunt cheltuieli de bază
la toate firmele care produc orice fel, acest lucru se va vedea în creșterea prețurilor la majoritatea materialelor, majoritatea produselor. Prin urmare, aici, indiferent cât de libertarieni am fi, în industrii de tip monopolist sau semi-monopolist, cum sunt cele din energie și din gaze, este nevoie de o supraveghere a statului și uneori de intervenție pentru a limita derapajele, pentru că e adevărat că peste tot în Europa au crescut prețurile și peste tot în lume. Parte datorită creșterii cererii după pandemie, parte datorită altor situații geopolitice sau unor politici de mediu, de trecere la energii regenerabile și așa mai departe. Deci sunt niște cauze complexe, dar este clar că pe acest fond de cauze obiective, unii agenți economici, unele medii economice care au monopoluri, sunt tentate să sară peste cal. Deci trebuie intervenit cumva pe tema asta. Asta e o problemă reală, deci creșterea prețurilor. Iar a treia situație care necesită, care e o conjunctură aparte, este PNRR-ul. PNRR-ul nu este doar o repartizare de fonduri directă între Uniunea Europeană și România, ci este un contract în care practic noi, ca țară, ne angajăm prin Guvernul României să facem anumite reforme, iar condiționat de realizarea acelor reforme, urmează să primim aceste fonduri. Ca să facem aceste reforme, care înseamnă orice s-ar spune niște măsuri cu o anumită doză de nepopularitate, ca să intervenim în piața de energie și de gaze, ca să ne luptăm cu pandemia și ca să guvernăm bine, e nevoie de majorități stabile și e nevoie de un guvern stabil, un guvern care are toate puterile, nu un guvern interimar între două moțiuni. Și prin urmare, cu cât această criză politică se soluționează mai repede și ajungem la o stabilitate guvernamentală și parlamentară, cu atâta guvernul va putea să intervină mai rapid asupra acestor aspecte și asupra altor aspecte care țin de buna guvernare, în așa fel încât țara noastră să meargă cu bine mai departe. Sper să se ajungă la o formulă în care să existe niște majorități clare, nu majorități de strânsură, ci majorități care se bazează pe niște susțineri politice explicite și la cum arată lucrurile astăzi, sigur, cea mai facilă formulă ar putea să fie refacerea acestei coaliții. Probabil că disponibilitatea la dialog și la compromis va fi mai mare din partea PNL și USR Plus, după ce se finalizează și congresul USR Plus, în așa fel încât să se poată purta o negociere, pentru că cât timp erau cele două competiții, orice fel de negociere îi afecta într-o formă sau alta pe competitori și atunci sigur că în general a fost tendința de radicalism din partea tuturor. Sper să se ajungă la o formă de compromis. Asta ar fi bine. Sunteți optimist sau rezervat? Sunt rezervat pentru că situația este destul de neclară, dar mă bazez pe o înțelepciune a celor care pot influența toate aceste decizii, în așa fel încât țara noastră să meargă într-o direcție bună. De ce sunt rezervat și îngrijorat? Pentru că nu poate să meargă bine județul Bihor dacă România merge prost. Nici Vasluiul, nici Clujul, nici alte localități. Noi suntem legați unii de alții și deci o performanță bună a României, ceea ce înseamnă o guvernare bună a României, va influența pozitiv și guvernările locale din țara noastră. Ați anticipat puțin ultima întrebare din câmpul ăsta politic, și anume, câte dintre proiectele pe care le-ați propus dumneavoastră în ultimul an depind de guvernare? Câte, dacă pot fi torpilate, dacă pot fi blocate, oprite, încetinite, stopate, din cauza că PNL Bihor, de exemplu, nu l-a susținut pe Florin Câțu, pe premier. Da, PNL Bihor, așa cum v-am spus, s-a plasat într-o poziție de neutralitate și fiecare dintre colegii noștri au putut să voteze așa cum le-a dictat conștiința și nu a fost niciun fel de presiune nici dintr-o parte, nici din alta pentru a vota într-un fel sau în altul.
Acum, problema torpilării sau în întârziere unor proiecte. Am mai mult de 13 ani de funcții administrative locale și am lucrat cu toate guvernele de toate culorile politice în această perioadă. Problema, în general, o avem nu neapărat din torpilarea politică a unor proiecte, ci problema care apare este de cele mai multe ori din colaborarea pentru a derula niște proiecte, din viteza cu care se derulează niște proiecte, din consecvența cu care anumite proiecte care au fost la un moment dat demarate sunt finalizate. Și aceasta mi se pare o problemă destul de serioasă, pentru că de obicei schimbările guvernamentale la noi antrenează nu doar schimbarea unor miniștri, antrenează schimbarea secretarilor de stat uneori, antrenează schimbarea directorilor. Deci e un lanț de instabilitate și e greu de presupus că dacă vom schimba miniștrii transporturilor în fiecare an, vom avea 150 de kilometri de autostradă construiți pe an, schimbând, bineînțeles, și directorul de la compania de drumuri și autostrăzi, dacă vom schimba de două ori pe an directorul de la Tarom, vom avea o companie care se dezvoltă, care își extinde operațiunile, vă puteți da seama că nu se poate întâmpla această chestiune. Deci partea de instabilitate este o mare problemă, pentru că decidenții se schimbă. Ce ai stabilit un proiect pe care un decident îl cunoaște, s-a convins că este fezabil, că la rândul lui trebuie să-l urgenteze, pentru că aparatul are 20 de proiecte și oricum nu știe de unde să le apuce sau mai apar și tot felul de perturbații. Deci dacă acel om de decizie este înlocuit, vine altul, trebuie să se lămurească, se convingă și se pierde luni de zile. Deci nu blocarea sau torpilarea, ci întârzierea este marea problemă. Discontinuitatea. Da? Discontinuitatea. Deci astea sunt niște lucruri cât se poate de serioase. Apoi, mai există o realitate. În condițiile în care, așa popular spus, ministrul nu este la butoanele ministerului, să nu vă imaginați că aparatul lucrează de la sine. Nu există așa ceva. În perioada asta de, iertați-mă, Intermercato, da? Toată lumea ce se întâmplă? Se caută să vadă cine ar putea să vină, cum ne împrietenim cu omul ăla care ar putea să vină, că s-ar putea să ne schimbe din funcție. Cei care nu sunt pe funcție, dar vizează niște funcții, încep să sape sub scaunul celui pe care îl doresc înlocuit și eu vânzolează de câteva luni de zile până se reașează lucrurile, în care, în mod cert, majoritatea decidenților din linia a doua și a treia nu se mai pot concentra pe proiectele care sunt în derulare, pentru că așa sunt lucrurile. Deci că își cheltuiesc energia pentru... pentru a se repoziționa și dacă ar vrea să lucreze la proiect, îi blochează ceilalți. Adică tu te ocupi de proiecte, dar oricum nu mai rămâi în funcție decât două, trei zile. Uite că cineva te-a pictat într-o formă sau alta. Deci apar aceste fenomene care, dacă devin frecvente, practic fac randamentul instituțiilor centrale să fie foarte scăzut și proiecte care s-ar putea face într-un an, doi, se facă mult mai mulți ani. Dubla și de faptul că avem perioade de decădere. Adică avem 2023 termen de absorție pe pe programul pe care îl încheiem acum. Vă dați seama că orice întârziere înseamnă că nu poți termina proiectele. Din moment ce nu se lucrează la ghiduri, la axe, la acreditarea autorităților, nu poți demara nou program de finanțare. Se pierd luni, se pierd ani și uite așa repetăm niște greșeli pe care le-am făcut și în anii anteriori și se pare că nu ne lecuim cu ele. Trecem spre administrarea județului. În ce măsură controversatul program Angel Saligny poate fi util județului Bihor? Ieri, miercuri, ați spus că din fondurile dedicate Consiliului Județean, județului Bihor și municipiului Oradea, e posibil să se facă o centură metropolitană care să ocolească Oradea, Ușorheiul, Sâmartinul, Nojoridul. Cât de sigură e finanțarea prin acest program Angel Saligny? Aș puncta prima dată noțiunea de program controversat.
Pentru mine, programul Angel Salini și, în general, programele de dezvoltare locală nu sunt niște programe controversate, în sensul că banii se fură, că baronii locali nu știu ce fac. Problema acestor programe este să se stabilească niște reguli în așa fel încât accesarea banilor să se facă pe proiecte care au valoare adăugată mare și pe proiecte care se finalizează și sunt folosite de oameni. Dacă se respectă aceste condiții, ele sunt niște programe care se pot derula în aceleași condiții ca și proiectele europene. Și atunci, deci, eu cred că programul este unul bun respectând aceste condiții. Aș traduce asta la nivelul județului Bihor. Având o sumă mare dedicată Consiliului Județean, ca și toate celelalte Consilii Județene, am făcut o analiză ce am putea să facem ca să avem un impact serios asupra dezvoltării județului. În spatele meu este o hartă care arată câte mașini circulă în 24 de ore pe drumurile din județ, pe care le vedeți aici. Gândiți-vă că avem drumuri județene în care avem câteva sute de mașini, în general la capetele județului, și avem drumuri județene în care avem 3500 de mașini. Da? 3600 de mașini. Cele cu negru sunt drumurile județene. Dar unde vedem că că este concentrată circulația și dezvoltarea? În zona Oradea și la 20-30 de kilometri. Da? Unde, uitați-vă, 20.000 de mașini, da? La ieșire din Oșorhei, pe centură, 19.000 către Sân Martin și așa mai departe. Prin urmare, am făcut o analiză unde reabilităm sau dezvoltăm drumuri județene, în așa fel încât impactul să fie maxim. Adică să am trafic, oamenii să meargă la locuri de muncă, să se poată pune în valoare noi terenuri, să se consolideze ideea de pol industrial în județul Bihor, care este concentrat în jurul municipiului Oradea, și toate aceste analize ne-au dus la dezvoltarea unui inel care nu este marcat aici, pentru că e o hartă anterioară de 5 luni de zile, și deci analizând unde este impactul maxim, am luat decizia să susținem acest proiect și, discutând cu partenerii noștri, Primăria Oradea și cele trei primării care sunt traversate, a căror teritoriu este traversat de proiectul Centurii, Oșorhei, Sân Martin și Nojorit, am căzut de acord cu cele patru părți să facem acest proiect. Avantajul nostru major este că Primăria Oradea ne-a cedat cota care era alocată municipiului, celelalte comune nu ne-au cedat, că au și ele nevoile lor și nu au resursele Primăriei Oradea, dar banii dedicați Consiliului Județean Bihor și Primăria Oradea acoperă 80-90% din această investiție. Dacă am fi făcut orice alt drum județean, am fi avut maximum, nu știu, 1.000-1.500 de mașini. Aici vor fi cel puțin 5.000 de mașini, deci impactul este mult mai mare. În ceea ce privește cea de-a doua chestiune a folosirii proiectelor, vă spun ce nu trebuie făcut, ceea ce, din păcate, s-a făcut în anii anteriori. Alocăm o canalizare într-o comună. Păi dacă într-o comună de 10 ani n-a mai eliberat nicio autorizație de construcție, dacă într-o comună rata mortalității este mult mai mare decât rata natalității, dacă într-o comună din 5 case, 2 deja sunt goale pentru că nu mai sunt acolo cei care le-au locuit, s-au mutat de acolo, e la o anumită distanță. De ce să mai fac canalizare? Pentru că am alocat bani de canalizare în acea comună. Am proiectat 20 de kilometri de canalizare pentru 1000 de case care ar fi trebuit să se racordeze la acele branșamente. Am făcut branșamentele, am făcut tot. Și când am terminat lucrarea, am constatat pe de-o parte că stația de epurare care era proiectată pentru 1000 de case, nu are decât 100 de beneficiari, pentru că doar 100 s-au legat, pentru că alții nu au banii necesari, pentru că în jumătate din case nu mai stă nimeni, și atunci, în loc să
aloc o sumă de bani care să fie folosite conform proiectului de 1000 de locuințe, de fapt suma aia de bani o folosesc 100 de locuințe. E, aici raportul deci a devenit nesemnificativ, disproporționat. Și atunci trebuie să văd ce e de făcut acolo. Trebuie să vin cu alte tipuri de proiecte acolo. Dar dacă într-o comună numărul de autorizații de construcție se vede că se construiește, numărul de cetățeni care au carte de muncă este în creștere, rata natalității este bună, înseamnă că e o comună care se dezvoltă și înseamnă că acele investiții pe care le fac vor fi folosite și sunt fezabile. Aceste lucruri trebuie rezolvate în nou program și sunt convins că se va dovedi că e un program, pentru că nu putem abandona partea de rural din România. Ce trebuie să facem? Cu banii puțini pe care îi avem, însă trebuie să facem lucrări unde este impactul maxim și, bineînțeles, lucrări care sunt folosite apoi de oameni în totalitate, nu doar 10-20%, așa cum în anumite cazuri se întâmplă astăzi. Spuneați despre PNRR. Ce poate aduce acest program, de data asta cu fonduri europene pentru Bihor? Am văzut că deocamdată doar două proiecte sunt cuprinse acolo pentru finanțare, electrificarea căii ferate Episcopia Cluj și un tronson din de infecțioase. Sunt trei. Nu e puțin pentru Bihor. Era greu să vii cu proiecte dedicate fiecărui județ care să fie, să spunem, un catarg în fiecare județ. Eu cred că ceea ce este prins pentru județul Bihor, electrificarea și modernizarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca-Oradea Episcopia Bihor ne pune pe harta feroviară și mărește viteza de circulație de la, nu știu, 40-60 de km pe oră la 100-120 de km pe oră. În plus, suntem interconectați cu rețeaua europeană de transport. A doua finanțare care se referă la județul Bihor este autostrada Transilvania. Pentru că se finanțează bucățile dintre Cluj-Napoca și Zalău, ceea ce este foarte important. Nu are importanță, dar tot de noi este important. Putem avea autostrada Transilvania pe teritoriul județului Bihor, dar dacă nu este conectată cu cea din Sălaș și din Cluj, n-am făcut nimic. Deci orice kilometru care se finanțează între Cluj și graniță este un mare câștig pentru județul Bihor. Și sigur, spitalul nou care ar urma să fie construit pe strada Vlădeasă este un alt proiect important. Dar din PNRR sunt sume dedicate fiecarei primării din județul Bihor, atât de comune, de orașe, de municipii, primăria Oradea, Consiliul Județean Bihor are niște sume mult mai puține, prin special pe o rețea de piste de biciclete pe care le-am putea accesa, dar celelalte unități administrative au sume dedicate, care pot fi folosite pe reabilitarea spațiilor existente, de exemplu o primărie, o școală, un dispensar, pot fi folosite pe digitalizare, pot fi folosite pe amenajări de zone verzi, deci partea de componentă de mediu și așa mai departe. Pe PNRR, noi dorim să propunem tuturor primăriilor care au încă dispensare în proprietate, deci în domeniul public, dar nereabilitate, să le reabiliteze, să le introducă în aceste programe, pentru că dacă nu vom încerca să creăm condiții mai bune pentru ca medicina primară să preia o parte mai mare din responsabilitatea pe sănătate, tot mai mulți oameni vor ajunge în stadiu terminal la unitatea de primire urgență, tot mai mulți vor ajunge la unitatea de primire urgență în general și deci costurile de a-i vindeca, timpul de așteptare, toate vor fi mai mari și problemele se vor acutiza. Și atunci un astfel de program de a susține în parteneriat cu primăriile și cu medicii de familie, condiții mai bune pentru infrastructura de sănătate din rural, va fi o prioritate pentru noi în perioada următoare. Asta e o noutate ce spuneți, nu ați mai spus-o public până acum, ați discutat, măcar cu o parte din primari despre asta. Această chestiune am discutat-o cu medicii de familie, am avut două întâlniri cu Asociația Medicilor de Familie și am convenit să susținem un program de
dezvoltare și de susținere a medicinii primare din județul Bihor prin reabilitarea dispensarelor. Sunt convins că primarii vor susține această chestiune pentru că sănătatea locuitorilor este o prioritate și pentru fiecare primar, deci nu văd probleme. Acum facem o analiză a dispensarilor care au rămas în proprietatea publică, a stării acestora și vom avea o bază de date de la medicii de familie prin care vom ști cu care dintre primari să discutăm cei care sunt în această situație. De asemenea, un alt lucru pe care l-am stabilit este acela de a aloca bugete ale Consiliului Județean pentru dotarea unor cabinete medicale de familie cu aparate de analiză, cu ecografe, de exemplu, și cu niște bugete dedicate pentru un an, doi, în așa fel încât în zonele în care ambulanța, spitalul este la 10-15 km de tine, să poți să-ți faci analizele în cabinetul de familie și profitând de proiectul strategic România-Ungaria care va instala în județul Bihor sistemul de telemedicină, la fel cum unitatea de primiri a urgențelor de la Beiuș va putea să primească rezultate de la o ecografie de la un medic din Oradea și un cabinet de medicină de familie care are un sistem de genul acesta care nu este foarte scump, va putea să facă acest lucru. La ecografe, la... Tot ce înseamnă aparate de analize care pot fi operate de medici de familie care au specializările necesare și există o dorință din partea acestora și sunt convins că vom face câteva colaborări pilot în câteva locuri, 5, 7, 8 locuri în județul Bihor și se vor confirma că sunt niște lucruri bune. În ultimul rând, o cofinanțare a unui asistent social sau asistent comunitar, să-i spunem, de asemenea cofinanțat și de medicul de familie respectiv, care să se ducă pe la toți vârstnicii din satele noastre, periodic, să vadă ce probleme au, poate să le mai ia glicemia, să le mai facă niște analize, să le mai ridice moralul, dacă nu, să-i programeze, să le verifice tratamentul, dacă le iau în bună regulă, uneori chiar să-i ducă cu mașina la medicul de familie, pentru că nu mai are cine să-i mai ducă, nu mai au copiii cu ei. Și deci aceste programe le vom definitiva în această toamnă și din anul viitor ele vor fi finanțate prin Consiliul Județean Bihor. Interesant. În acest an de când conduceți Consiliul Județean Bihor, de fapt județul Bihor, ați lansat mai multe proiecte ambițioase, multe de infrastructură și prin infrastructură înțeleg și iată confirmați dumneavoastră că nu e vorba doar de infrastructură rutieră. Totuși, infrastructura rutieră este prima cu care ați deschis mandatul. Un proiect foarte ambițios este cel al drumului expres Oradea-Arad, o premieră pentru România, deoarece după aproape un deceniu de abandon din partea CNAIR, companiei de drumuri, și-au asumat responsabilitatea de a-l materializa autoritățile locale din cele două județe, Consiliile Județene Bihor-Arad, primăriile Oradea-Arad. Un asemenea proiect evaluat la 1 miliard de euro ar putea fi oprit, încetinit de un guvern neprietenos. Este un proiect de anvergură, dar și costisitor. Ce am făcut? Am profitat de o prevedere legală care permite autorităților locale să preia în implementare proiecte de la compania de drumuri, proiecte de tip regional, centuri, drumuri mai scurte de legătură și am identificat niște proiecte, cum să le spun, amorțite, pe care le aveam bugetate, dar în care nu se făcuse mare lucru, cum este centura Alești, centura Beiuș, drumul expres Oradea-Arad, pe care în baza unor protocoale pe care le-am încheiat cu compania de drumuri, le-am preluat în vederea implementării. Toate aceste proiecte depind cu diferite avize,
cu hotărâri de guvern, atât de compania de drumuri sau de alte ministere și autorități, dar și de guvern prin aprobarea unor indicatori, prin realizarea unor exproprieri și așa mai departe. Nu blocarea, v-am spus din nou, este problema, ci dinamica. Pentru că fiind niște proiecte care sunt prevăzute în actuala perioadă de finanțare, ele ar trebui derulate sau finalizate de cea mai bună, hai să spunem, cea mai bună ipoteză de lucru în decembrie 2023. Orice fel de întârzieri, orice fel de bâlbâieri, orice fel de neavizări, de respingere de avizări, înseamnă luni de zile pierdute, orice fel de necorelare a unor avize, ceea ce te duce într-o situație în care ori pierzi banii, ori trebuie să le fazezi, dar tot, în traducere liberă, tot o formă de pierdere de bani și de oportunități este. În ceea ce mă privește pe mine, fac tot ce este posibil să ținem o anumită cadență cu aceste proiecte, în așa fel încât cea mai mare parte dintre ele să le finalizăm în 2023, iar proiectul drumului expres Oradea-Arad, care este un proiect mare de 119 km și care are într-adevăr o valoare de peste 1 miliard de euro, n-are cum fizic să fie finanțat până atunci. E un proiect finalizat, iertați-mă. E un proiect de aproximativ 3 ani de zile ca durată de implementare. Prin urmare, n-are cum să se termine în 2023. Deci, o stabilitate la Ministerul Transporturilor, indiferent cine este ministru, o stabilitate la celelalte ministere, ca să poți să ai parteneri de dialog, indiferent cine sunt acestea, îți permite ca odată ce factorii de decizie au clarificat lucrurile, lucrurile sunt clare, se știe care e direcția, să avansezi cu o viteză suficient de bună ca să, într-adevăr, să faci absorție. Orice fel de perturbații în tot lanțul ăsta te duce la întârziere. În campanie ați vorbit și despre importanța exportării dezvoltării, exportului de dezvoltare dinspre Oradea către orașele aflate la, să zicem, 20-30 de kilometri mai încolo, inclusiv prin crearea de parcuri industriale în aceste orașe. În ce stadiu este proiectul parcurilor industriale din județ? Și o altă întrebare, dacă acest proiect nu va afecta disponibilitatea forței de muncă pentru parcurile industriale din Oradea? Există două tipuri de exportare a prosperității. Ce trebuie să recunoaștem? Două treimi din locurile de muncă sunt concentrate în Oradea, unde sunt și salarizările cele mai bune. Ca să exporți prosperitate din Oradea în zonele metropolitane, ai două posibilități. Sau să scurtezi distanțele, adică să faci mai multe drumuri și drumuri mai bune, pentru ca distanța de navetă, rămânând aceeași, dacă ai timp să se scurteze, și atunci nu mai stai în ambuteiaje la Oșorhei, la ieșire dacă ai o centură, nu mai stai, nu știu, în Ojorit sau la Sfânt Andrei și așa mai departe. Și deci această abordare o punem în practică prin rețeaua de drumuri metropolitane. Aceste centuri au fost asumate de Consiliul Județean, cea mai mare parte, și de Primăria Oradea, e vorba de centura Biharia pe care și-a asumat-o primăria, în așa fel încât în 2-3 ani de zile să avem o rețea de drumuri metropolitane și capacitatea de a naveta înspre Oradea, din satele situate la 25, 30, 40 de kilometri maxim, să se facă mult mai ușor. Acest lucru trebuie dublat și de un sistem de o rețea de transport în comun mult mai bună, pe subiect pe care o să-l atacăm anul viitor, pentru că era imposibil în acest an să le atacăm pe toate dintr-o dată. N-aveam cum să atacăm toate aceste domenii, pentru că fiecare are importanța lui. A doua posibilitate de export de prosperitate este să vedem ce facem în zonele care sunt la 40-50 de kilometri departare de Oradea sau la 70-80 de kilometri. Pentru că toate datele arată că distanța de confort este cea pe care o parcurgi într-o oră. Deci este, să spunem,
distanța maxim suportabilă pentru o navetă. Pentru că altfel angajatul stă 2 ore jumate, 3 ore într-un microbuz înghesuit ca să vină la locul de muncă sau să se întoarcă acasă zilnic. Și pe lângă cele 8 ore, 9 ore care le lucrează, vă dați seama că mai are încă câteva ore care le petrece și este insuportabil și este niciunul nu ne-am dorit să facem asta. În această situație, soluția nu este să-i colectăm pe oameni din toate părțile județului, să-i aducem în Oradea înghesuiți. Deci nu să aducem locurile, oamenii în locurile de muncă din Oradea, ci să ducem locurile de muncă mai aproape de ei. De aceea am propus această rețea satelitară de parcuri industriale, care sunt prevăzute a se face în orașele centre de regiuni. Salonta are o situație economică mai bună, deci nu avea nevoie de un parc industrial, pentru că acolo există deja un embrion de companii care funcționează și la Mădăras și la Salonta, dar am propus parcuri în zona municipiului Marghita, în zona orașului Alești, în zona municipiului Beu și în zona orașului Ștei. Avem amplasamentele identificate și certificate la Alești, la intrarea în Alești pe partea stângă, înainte de benzineria OMV, primăria Alești a preluat un teren și în aceste zile se face predarea către Consiliul Județean. De asemenea, primăria Beiuș a câștigat procesul pe care îl avea de câțiva ani de zile cu un composesorat și are terenul la intrarea în Beiuș dinspre Oradea pe partea stângă, deci un teren disponibil. Șteiu are terenul, a și început lucrările, ei sunt cei mai avansați și rămâne să identificăm acum, se face o analiză pentru cel din Marghita. Noi ce vom face? În perioada imediat următoare vom realiza studiile de fezabilitate pentru introducerea utilităților în aceste amplasamente, pentru planurile de urbanism zonal, ca să putem să obținem statutul de parc industrial și să fie clar identificate în documentațiile de urbanism, atât ale acestor localități cât și ale județului Bihor, pentru că autorizațiile pe care agenții economici le vor scoate în perioada următoare să fie mult mai ușor de luat, nu să li se ceară tot felul de documentații suplimentare. Pe cale de consecință, în primăvară, vom avea studii de fezabilitate pentru aceste parcuri și vom da drumul la licitație de proiectare și execuție într-o primă fază pe bugetele Consiliului Județean, sperând că aceste proiecte vor fi finanțate din bani europeni pe program operațional regional. Asta ne pregătim să facem. Nu există nici un fel de contradicție între dezvoltarea acestor parcuri satelitare la 40-50 de kilometri de Oradea și locurile de muncă din Oradea, pentru că, practic, mai există forță de muncă sau necalificată, sau abandonată, sau oameni care ar prefera să lucreze mult mai aproape de casă, cei care lucrează deja, dar ceilalți nu lucrează. Deci avem încă date legate de șomaj, de forță de muncă neocupată, care oricum, indiferent ce s-ar întâmpla, nu vor naveta în Oradea dacă doresc să locuiască în acele sate. Dacă nu doresc să locuiască acolo și se mută după locurile de muncă, satele se vor depopula. Prin urmare, avem deja o infrastructură în această zonă rurală destul de bine și ar fi păcat să nu ducem locurile de muncă acolo. Deci nu există niciun fel de temere că din Oradea s-ar pierde locuri de muncă. Ce cred eu? Cred că vom avea un fenomen interesant și anume o parte din companiile din Oradea se vor delocaliza cu locurile de muncă, cu puncte de lucru în aceste parcuri. Vor face secții, ceea ce înseamnă că se formează și acolo anumite specializări industriale, se dezvoltă lucrurile, iar companiile din zonă vor prefera să vină într-un parc unde au niște facilități, unde vor mai primi niște bani și nu să stea în tot felul de condiții înghesuite. Deci, aceste noi parcuri vor crea condiții pentru dezvoltare. Să vă spun că a doua zi vor fi pline cu firme, v-aș minți. În mod cert însă, va dura câțiva ani de zile până vom vedea efectele acestora. În Oradea, pe șoseaua Borșului, dacă ne ducem aminte, din 2009 și până în 2019 au durat 10 ani de zile, până deja parcul a prins un contur și încă și astăzi se mai construiește, se mai densifică în anumite zone. Deci probabil că după 5 ani de zile vom putea vedea niște efecte. Altfel îi mințim pe oameni și le creăm niște așteptări care nu vor fi confirmate de realitate. Apropo de utilități,
un alt proiect important pentru comunitățile din Bihor, cele active, este cel pentru racordarea la rețelele de gaz. Anul trecut, la sfârșitul anului trecut, mai mulți primari și mai multe ADI-uri au depus la Ministerul Fondurilor Europene proiecte în acest sens. Nu s-a mai auzit de atunci nimic despre ele, deși au trecut deja 10 luni. Dumneavoastră, văzând acest lucru la Consiliul Județean, ați anunțat că veți sprijini, Consiliul Județean va sprijini comunitățile care vor să se racordeze la gaz. Pe când estimați rezultate? Sunt trei situații diferite. Sunt localitățile care au depus la sfârșitul anului trecut proiecte de extindere a rețelelor de gaz pe fonduri europene. În aceste localități nu există gaz, pentru că asta era o condiție. Și din păcate evaluarea s-a lungit destul de mult și nici astăzi nu este încheiată. O să mă întrebați când se va încheia. Nu vă pot da un răspuns pe tema asta, pentru că din păcate ritmul de evaluare este cel pe care îl constatăm, adică foarte lent. S-a deschis un program de 250 de milioane de euro, s-au depus proiecte de 10 ori mai multe ca valoare. Vă dați seama că este și o muncă într-adevăr destul de laborioasă ca să faci aceste evaluări. Acestea sunt o categorie și eu sper că cel puțin o parte din grupurile de localități care s-au asociat, cele din zona metropolitană, cele dintre Tilac și Aleș, cele dintre Beiuș și Ștei, vor avea câștig de cauză, pentru că teoretic punctajele care rezultă din documentele pregătitoare i-ar califica pe o poziție superioară, pe o listă scurtă. Unde vor fi, cum se vor poziționa, rămâne de văzut. A doua categorie de localități sunt cele unde există astăzi rețele de gaz, dar care nu au fost extinse, poate există într-o singură localitate, poate doar există un contract de concesiune încheiat prin anii 90, dar fără să funcționeze gazul, cum este cazul, de exemplu, la CEFA. O astfel de situație. Și atunci, pentru aceste localități, noi am contactat pe toți deținătorii de licențe de concesiune, am avut discuții cu aceste companii și cu primăriile și avem și o să anunțăm în perioada următoare planul de investiții pentru aceste comune. El se bazează pe de o parte pe investiții în satul principal, în centru de comună, unde sunt obligați, conform legii, să introducă pe cheltuiala companiilor toate rețelele, inclusiv branșamentele, și veți vedea investiții în localitatea CEFA, de exemplu, și Ciumeghiu. Iar a doua situație este în satele unde nu există astăzi rețele, în satele aparținătoare, unde nu există rețele de gaz în aceste comune, unde extinderea de rețele trebuie făcută cu o cofinanțare. Și aici vom veni cu o cofinanțare alături de localități. Și a treia categorie de localități sunt cele care n-au gaz și nici concesionari și nici n-au depus proiecte europene. Aici e o situație mai complicată, pentru că în general sunt comune mici și rentabilitatea introducerii unor astfel de rețele ține și de existența unor consumatori de tip industrial acolo. Trebuie să discutăm deschis. Companiile își amortizează investițiile și din volumele de gaz pe care le vând. Ca să nu ne ascundem. În condițiile în care trebuie să investești, să duci o conductă de 10 km și la capătul conductei este o gospodărie în care mai stă o persoană vârstnică, care doar își are un aragaz și își face mâncare acolo, vă puteți da seama că acea conductă nu se va mai amortiza cine știe când. Da? Nu vinde gaz, nu consumă. Sau prețul gazului plătit de respectiva casă este foarte mare, pentru că este o legătură între volumul de investiții și prețul gazului care se distribuie la toți consumatorii. Dacă acolo este un consumator industrial, deja lucrurile devin altfel. Prin urmare, am făcut un studiu care dintre comunele din județul Bihor au și activități economice pe teritoriul lor care necesită consum de gaz sau care, dacă ar avea gaz, ar fi mai câștigate, mai rentabile și așa mai departe. Și deci avem o hartă cu aceste localități și am discutat cu primarii și veți vedea și aici licitații pe care le vom organiza
în care alături de ceea ce pune primăria ca și cofinanțare principală și Consiliul Județean va veni cu o cofinanțare secundară, e adevărat. Pentru că nici noi nu avem bugete suficient de mari ca să ne permitem să venim cu niște programe generale de genul acesta. I-am îndemnat foarte clar pe primari, contractați-vă credite, pentru că nu vă duceți în excursie cu acești bani. Banii sunt niște investiții importante, iar dacă ai gaz într-o comună, cu siguranță va fi mult mai atractivă comuna aia să vină o fermă acolo, să vină o fabricuță silos. Acolo, pentru că un silos, să vină ceva care este legat de o sursă de energie, cum este gazul. O altă ambiție dumneavoastră este un județ curat. Ce ați reușit până acum? Partea asta de curățenie nu se poate vedea de pe o zi pe alta, pentru că nu poți să repari într-un an de zile ce nu s-a făcut în 10-20 de ani. Dar am insistat pe standarde de curățenie în tot județul, am insistat pe responsabilitatea tuturor autorităților, Consiliul Județean, drumuri naționale, primării, pentru a curăța acostamente, atunde burienți și este o operațiune pe care o vedeți în desfășurare, dar probabil că abia anul viitor, înspre toamnă, se va vedea ceva mult mai serios, pentru că în momentul în care avem 1450 de kilometri de drumuri județene și naționale în județ, vă puteți da seama că nu poți să le tunzi, nu poți să cureți șanțurile, să decolmatezi, să vii cu lame, cu buldozere peste tot, nu e atât de simplu. În plus, este nevoie de implicarea primarilor ca să-i oblige pe deținători de terenuri să-și tundă și să-și facă curat și în proximitatea șanțurilor, unde de obicei rămâne totdeauna câte o fâșie de un metru, doi, cu lăstăriș și așa mai departe, ceea ce nu rezolvă problemele. Degeaba noi curățăm șanțul dacă lăstărișul este proprietatea privată. Deci am lucrat mult pe această temă. Gândiți-vă că nu exista, când am venit la Consiliul Județean, sistemul de colectare a deșeurilor operațional. S-a făcut operațional, domnul Malan s-a implicat destul de mult în toată această perioadă în rezolvarea problemelor care au apărut cu operatorii, în tensiunile care au apărut între cetățeni și operatori și primării, pentru că cetățenii aveau niște obiceiuri până acum, adică era un alt rind de ridicare, nu era colectarea selectivă, alte totul prețuri. Se ridica la pachet, alte prețuri, acum trebuie să le selectezi pe sacul albastru, sacul galben. Deci e o problemă și de, cum să vă spun eu, culturalizare în acest domeniu, care nu se va vedea de pe o zi pe alta, dar curățenia rămâne o prioritate în anii următori pentru noi, pentru că n-am văzut zone dezvoltate murdare. Curățenia, exact asta spuneați dumneavoastră, este o condiție elementară pentru un turism înfloritor. Pentru un turism și pentru, în general, o calitate a vieții bună. În domeniul turismului, apropo, încă nu ați lansat niciun proiect, dacă lăsăm la o parte regulamentul pentru construirea în zona montană a județului. Ce altceva pe lângă acest regulament ar urma să faceți pentru dezvoltarea turismului? În domeniul turismului lucrăm pe câteva componente. În cursul lunii octombrie vom aproba indicatorii tehnico-economice ai drumului de legătură care va lega prin Apuseni, județul Bihor, de județul Cluj. Deci de la Padiș la Icponor e acel bucată de drum de aproximativ, cred că este 10 km, pe care trebuie să o realizăm în așa fel încât să poți face un turist civilizat, pentru că acolo e foarte greu să circuli pe drumurile de piatră care sunt acolo. De asemenea, prin proiectele europene pe care le avem în pregătire și pe care în această toamnă le vom finaliza din punct de vedere a documentațiilor în parteneriat cu Agenția pentru Arii Protejate, avem proiecte în toate ariile protejate unde este un cadru natural care se pretează și turismului, în care, pe de o parte, este o infrastructură care, folosită de turiști, să nu distrugă natura, și pe de altă parte sunt niște măsuri active care se finanțează pentru protecția explicită a unor specii care sunt avute în vedere în zonele respective. În ultimul rând, lucrăm la proiecte pentru ca pe axa din programul operațional regional care finanțează partea de turism să depunem și acolo proiecte
sunt legate în principal de platoul Munților Apuseni, zone de campare, zone de belvedere, zone pietonale, sisteme de vizitare. Lucrăm, de exemplu, la un proiect pentru ca accesul în peșterile din județul Bihor să fie pregătit corespunzător, să fie toate marcate, sistemul de iluminat să fie pus la punct, parcările de dinainte, curățarea zonelor respective. Deci avem un proiect care va fi prezentat în perioada următoare pentru partea de peșteri, pentru partea de karstic în județul Bihor. Sunteți contestat pentru atitudinea față de instituțiile de cultură. Sunteți învinuit că nu aveți nicio sensibilitate pentru cultură, ci vreți numai betoane. Vă asumați aceste critici? Cum le primiți? Da, resping aceste critici. Și cultura, și domeniul cultural, ca și celelalte domenii din administrația publică, nu sunt scutite de tarele administrației, de bolile administrației românești. Adică personal supradimensionat, structuri stufoase care nu justifică existența, uneori o anumită mediocritate pe care putem să ne facem că nu o vedem, dar ea este o realitate. Prin urmare, aceste tare trebuie atacate, ceea ce am încercat să le fac, respectând, bineînțeles, oamenii care lucrează în aceste instituții, respectându-ne. Am cunoștințe multe în toate instituțiile de cultură. E greu să spui, știți, că ai foarte mulți prieteni, că s-ar putea ca unii să fie prieteni cu funcția, da? Nu cu omul care o ocupă. Dar am oameni pe care îi respect peste tot, în toate instituțiile, și am căutat să fac această chestiune. Sunteți acuzat, de exemplu, că nu mergeți la teatru. Dar, da, ascultați-mă, sunt foarte mulți oameni care sunt atât de cucernici în fiecare, cum să vă spun, duminică, sunt în fața amvonului acolo, poate uneori mai țin și anumite discursuri și sunt niște catastrofe după aceea. Sunt oameni care, știți, merg, deci există o anumită chestiune de fațadă pe care poți să o faci. Vă spun foarte deschis, timpul pentru mine este o problemă majoră. Gestionarea timpului este vitală pentru astfel de funcție, pentru că dacă faci doar partea de reprezentare, s-ar putea să nu mai ai timp de lucru. Apariția. Deci poți să fii prezent în comunitate, să joci foarte mult pe reprezentare, de la toate deschiderile, de la toate inaugurările, de la toate concertele, toate evenimentele, care la urmă sunt niște lucruri recreative. Nu sunt chestiuni dificile. Dar cineva trebuie să rezolve un aviz, cineva trebuie să împingă un proiect, să meargă să se lupte într-un birou, dintr-o instituție, pentru a se rezolva niște probleme, cineva trebuie să negocieze uneori poate o finanțare, cineva trebuie să meargă să studieze cum se fac anumite lucruri și dacă nu le faci aceste lucruri, în urma ta nu rămân decât imaginile. Dar nu va rămâne nimic. Prin urmare, în această perioadă, întrucât bugetele instituțiilor de cultură erau destul de mari, foarte mare raportat la posibilitățile bugetului Consiliului Județean Bihor. Într-adevăr, am făcut o analiză lor și ce am încercat? Le-am fuzionat. Dovadă că muzeul funcționează și în formula în care nu avem două muzee, cu un personal redus cu 35-40%, n-am auzit să se întâmple ceva. Putem funcționa fără să dublăm paznicii, unde să fie doar paznici, unde să fie și pompieri. Se poate dormi noaptea și într-un singur pat, nu cu două paturi într-o instituție, lucruri de genul acesta. Și deci s-a dovedit că nu s-a întâmplat nimic până acum. Da? În ceea ce privește, de exemplu, Ansamblu Crișana, unde au fost discuții în ultima perioadă, acolo lucrurile sunt cât se poate declara și acolo. Am încercat să grupez tot ce înseamnă folclor și tradiții la Centrul Cultural al Județului Bihor, pentru că nu s-a votat această chestiune, pentru că e nevoie de două trimi. Asta este prevederea. N-are nicio logică, dar așa este prevăzut în lege. Atunci am luat decizia să externalizăm, fiind convinși, subliniez, că vom avea un nivel mai bun de prestații decât avem astăzi. Nu mă refer neapărat la calitate, pentru că nu contest asta. Mă refer la cantitate, adică număr de reprezentații pe săptămână, la un preț mult mai mic decât îl avem astăzi cu tot aparatul Ansamblu Crișana internalizat. Da? E, asta am încercat să facem și cred că este o măsură bună și dacă va ajunge să se finalizeze, se va dovedi că funcționează și că este corectă. Prin urmare, nu ați văzut altceva. Sigur, au fost niște chestiuni, niște declarații de genul acesta,
Iar într-o anumită zonă, știți, e situația, dacă nu aloci niște finanțări unor oameni care consideră că li se cuvine, ești înjurat numai pentru chestiunea asta. Dacă le-ai alocat niște bani, tu poți să faci 10 de prostii, pentru că nimeni nu te va mai deranja. Nu dau nume în această zonă, dar asta este realitatea. Insistați cu fiecare ocazie care vi se oferă sau pe care o creați pentru o conectivitate cât mai bună a Oradei și a Bihorului. Rutieră, feroviară și mai nou, aeriană. Nu neapărat mai nou, mai de mult timp. Cert e că săptămâna trecută ați obținut aprobarea înființării companiei aeriene locale, o altă premieră pentru România, Air Oradea. PSD v-a imputat însă în ședința de Consiliul Județean că există probleme nerezolvate care puteau fi soluționate cu cele 3 milioane de euro alocate societății aeriene. Cum răspundeți celor care spun că proiectul ar fi mort din start? Și conectivitate cu ce costuri și pentru cine și cu ce finalitate? Aici sunt mai multe aspecte pe care trebuie să le discutăm. Primul aspect este legat de modul în care folosești puțini bani publici pe care îi ai. Și eu am susținut întotdeauna că trebuie să avem niște bugete care să țină de perspectivă și bugete care țin de nevoi. Dacă toate bugetele le duci în nevoi, în rezolvarea unor probleme, sunt străzi pe deal neasfaltate. Trebuie să ne ducem acolo să le asfaltăm. Așa este. Sunt oameni care au probleme sociale. Trebuie să pompăm toți banii acolo. Rezolvarea acestor probleme de nevoi nu ne va mai lăsa niciun ban la perspectivă. Ori nevoile nu vor rezolva perspectiva. Deci perspectiva înseamnă dezvoltare. Da? Și atunci, când am venit primar la Oradea, știam că e un oraș care are probleme cu dezvoltarea, cu locurile de muncă și m-am gândit ce trebuie făcut atunci, la momentul respectiv, și era clar că toate orașele care s-au dezvoltat pe componenta industrială aveau parcuri industriale. Cluj, Timișoara, Arad, se vedea acest lucru. Noi nu aveam parcuri. Dacă vă aduceți aminte, atunci când am alocat 7 milioane de euro în parcul industrial de pe șoseaua Borșului, vă puteți imagina câte străzi de pe deal poate am fi putut asfalta. În orice caz, câțiva kilometri de stradă bun. Da? Niște oameni ar fi fost fericiți cu străzile de pe deal, dar nu... Nu discut de săraci, discut de faptul că n-ar fi fost parcul, deci n-ar fi fost cele 20.000 de locuri de muncă care în fiecare an generează 7 milioane de euro din impozitul pe salarii. Deci era clar că a fost o investiție, dar care a generat niște efecte pe orizontală, cu care primăria Oradea în toți anii aceștia și în anii următori, în fiecare an va asfalta niște străzi. O stradă Noncea, o stradă în Episcopia, două pe dealuri și așa mai departe. Deci vor fi bani ca oamenii să aibă locuri de muncă, ca să se mute în Oradea și noi vor fi bani ca să poți să rezolvi probleme sociale. Acum suntem la Consiliul Județean și sigur la 12 ani după această decizie. Ce constatăm? Constatăm că noi ne-am dezvoltat în principal pe industrie, care are o capacitate de a asigura salarii, care a ajuns oarecumva la limită. Pentru că toate aceste companii din Oradea trebuie să prindă contracte, sunt într-o competiție globală. Noi nu suntem singuri aici, da? În general, noi ne adresăm piețelor europene. Două treimi din ceea ce produce Oradea pleacă pe piețele europene într-o competiție destul de bună cu alte țări emergente, cu țările și mai din est, cu țările asiatice. Deci nu suntem singuri. Deci e clar că nu ne mai putem dezvolta foarte mult bazându-ne pe partea industrială, pentru că nu mai avem nici oameni, foarte mulți, și deci s-a ajuns la undeva la o limită de salarizare care nu poate fi crescută foarte mult. Firmele au intrat într-o competiție, a început lupta pentru angajații calificați și datorită acestei lupte au crescut salariile, ceea ce este un lucru bun. Dar deja este o problemă de suportabilitate. Și atunci trebuie trecut la un alt nivel. De exemplu, Cluj-Napoca sau Timișoara sunt la următorul nivel. Pentru că există o componentă importantă din economia locală care se bazează pe industrii cu valoare adăugată mare.
IT mai mult, da? Partea tot ce înseamnă periferice, tot ce înseamnă servicii financiare, sedii de bănci, asigurări și așa mai departe, medicamente, ceea ce trebuie să facem și noi în Oradea. Ori, una din condițiile pentru ca aceste structuri economice să vină la Oradea este conectivitatea globală, mult mai bună. Iar global înseamnă, sigur, rutier la rețeaua de autostrăzi europeană, înseamnă feroviar, înseamnă și aerian. Ori noi avem o portanță limitată din punctul ăsta, capacitatea de a opera 100% rentabil pe un anumit aeroport este dată și de populația din jur și de structura economică, pe care noi o avem la limita de rentabilitate. Ce e de făcut? O parte din banii care trebuie să-i lăsăm în permanență pentru dezvoltare, pentru pasaje, pentru parcuri industriale, pentru centuri, pentru că ele la rândul lor generează dezvoltare, am considerat că merită să-i alocăm pentru partea de conectivitate aeriană. Că asta va aduce efecte de pe o zi pe alta, nu pot garanta. Este cert asta. Că economia nu ascultă de niște decidenți politici. Dar e clar că dacă nu facem nimica pe tema asta, vom rămâne un oraș de mâna a treia. Asta este cert. Eu nu-mi permit ca om care am un mandat limitat aici să nu fac maxim posibil în condițiile date, să nu țin cont de această realitate. Dacă lucrurile vor ieși bine, va fi meritul tuturor, iar dacă va ieși prost, eu știu cine va fi înjurat. Este clar asta, da? Și deci știu că mi-asum niște riscuri pe această chestiune, dar cum să vă spun, e clar că și cetățenii dintr-o comună din județul Bihor, unde poate sunt drumuri neasfaltate, au nevoie de acele drumuri și merită această chestiune. Dar am putea să ducem banii ăștia către niște drumuri comunale, de exemplu să venim cu niște, să preluăm niște drumuri comunale, vor beneficia 1.000 de oameni, 2.000 de oameni care locuiesc acolo încă 10-15 ani cât mai trăiesc, pentru că drumurile alea sunt niște zone care sunt depopulate sau în curs de depopulare, dar zecile de mii de bihoreni nu vor beneficia de acești bani. Aici ce se va întâmpla? Dacă va veni o firmă care, nu știu, va angaja, vă dau un exemplu, 30 de IT-iști suplimentari în Oradea și vor veni studenți la universitatea noastră și vom avea mai mulți IT-iști din Oradea, atunci cele 30 de locuri de muncă din IT vor genera încă 10 locuri de muncă în servicii. Și acele 10 locuri de muncă în servicii, sigur, vor lucra niște oameni care altfel nu și-ar fi găsit loc de muncă aici. Și deci câștigurile vor fi pe orizontală, ele nu se vor vedea de pe o zi pe alta. Dar o universitate puternică și performantă, sau universități puternice și performante, o conectivitate bună, o calitate a vieții bună și condiții, un habitat bun, clădiri de birouri, altceva care trebuie să dezvoltăm aici, va crea condiții, sunt niște condiții deci de bază pentru a putea trece la un alt nivel și asta trebuie să facem. Altfel o să ne lamentăm, o să ne plângem, o să dăm vina unii pe alții și n-am făcut nimic. Că nu avem noroc în viață. Ați anticipat din nou o întrebare referitoare la universitate. Este limpede că Oradea și de altfel niciun oraș mare sau care aspiră să fie important nu poate să ajungă la un asemenea statut fără o universitate performantă. Ca primar ați oferit universității sprijin pentru infrastructura specifică, de pildă pentru construirea unor cămine studențești. Rezultatele însă nu prea se văd. E un pariu ratat. Rezultatele se vor vedea în anii următori, pentru că, pe de o parte, trebuie să apară căminele. Ele sunt, sigur, acum în partea de proiectare. Trebuie să apară cele două centre de transfer tehnologic și științific finanțate cu sprijinul primăriei Oradea și a Consiliului Județean Bihor. Trebuie să fie reabilitate clădirile pe care Universitatea, prin proiectele câștigate, le reabilitează. Trebuie lucrat la structură. Rezultatele în aceste zone nu se văd de pe o zi pe alta. Se văd în 5 ani, în 10 ani. Dar este clar că rămâne o prioritate a tuturor decidenților de astăzi și de mâine, ca să sprijine învățământul universitar, să creeze condiții pentru o creștere a calității, cel puțin în niște zone unde avem o cerere mare în piață și inclusiv acordare de burse pentru cei care rămân la IT, facilitățile pentru IT-iști, programul
Realizează-te în Oradea, sunt niște programe care caută să susțină indirect Universitatea din Oradea și să crească retenția tinerilor din Oradea, să-i aducă pe alții aici, pentru că o universitate sau un număr de universități bune îți atrag tineri, îți atrag tineri talentați și îți formează oameni calificați pentru forța de muncă, sunt un motor al dezvoltării. Ne întoarcem un pic la politică. La aproape un an după alegerile parlamentare, vedem că în Bihor instituțiile deconcentrate ale guvernului continuă să aibă, cu puține excepții, cam aceiași șefi. Altfel spus, guvernul implementează programul liberal cu directori PSD-iști. Poate actuala putere să facă schimbări fără să schimbe acești oameni? Aici mă întrebați, cum să vă spun eu, într-o formă de asta de... e și o formă de ipocrizie a presei. Da, cum, într-un fel, cum, da. Cum este? Pentru că dacă puneți un penelist... Care este forma de ipocrizie? Trebuie să discutăm deschis. Cei care ocupă astăzi funcțiile în serviciile de concentrate au câștigat niște concursuri, 90%. Ce fel de concursuri? Nu discut, dar ei au un concurs legal câștigat, au calificative de bine sau de foarte bine. Prin urmare, nu există, să spunem, niște motive juridice explicite pe care să poată fi schimbați. Și atunci nu există decât două abordări. Dacă aceasta este linia de concursuri, atunci, sigur, hai să facem niște concursuri corecte și cei mai buni să câștige. Situația în care nu mai discutăm de politizare. Da. Dacă guvernele vor ca șefii de servicii de concentrate să fie brațul guvernului în teritoriul într-un domeniu, atunci trebuie să se ia o altă decizie. Lumea politică trebuie să spună, da, șefii de servicii de concentrate devin, cum au hotărât pentru prefecți, cu statutul de demnitari, îi legăm de un guvern, vin și pleacă cu un guvern. Toate aceste, această măsură are și ea niște avantaje și niște dezavantaje. Eu în această perioadă nu mă pot plânge că cu actualii șefi de servicii de concentrate, indiferent când au fost instalați de stânga, de dreapta, de UDMR, de PSD, de PNL, am avut ceva probleme majore și nu am putut să lucrăm. Nu e totul perfect, nu toate lucrurile merg cum ne-am dorit noi, dar sunt oameni, tot respectul pentru dânsii care își fac treaba, de asemenea sunt oameni care, ori datorită instituției sau datorită legislației, nu totdeauna reacționează cum ne-am dorit noi, nu ca să ne protejeze sau nu știu ce, ci ca să meargă proiectele mai repede, pentru că dinamica unor proiecte este foarte importantă. Însă este nu doar o ipocrizie a presei, cum spuneați dumneavoastră, nemulțumit de faptul că presa taxează politizarea, dar este și o ipocrizie a guvernului. Nu, actuala coaliție n-a avut nici timpul și nici coeziunea și nici voința să ai niște decizii în acest domeniu. Aceasta este realitatea. Că e bine, că e rău, va rămâne de văzut. Ce de făcut cu valul de scumpiri care vine? Spuneați dumneavoastră la începutul discuției noastre că una dintre probleme este această scumpire generalizată a energiei, că e electrică, mă rog, că e obținută din gaz. Cine e vinovatul pentru faptul că cetățenii români, consumatorii români, nu sunt protejați de aceste tarife împovărătoare? În timp ce alte state, vedem Italia sau Ungaria, mai aproape de noi, încearcă să-și protejeze cetățenii. Da, eu identific aici trei factori. Unii ne sunt la îndemână, unii nu ne sunt. Factorul major este situația globală. România nu mai este o țară izolată în care cineva vine cu o baghetă și spune mențineți prețurile la nivelul ăsta, faceți această chestiune. Noi suntem într-un sistem global. Și tot ce se întâmplă undeva, nu știu, pe piața petrolului, pe piața gazului, pe piața comercială, globală, ne afectează. Cum noi suntem vulnerabili, nu avem, să spunem, rezistență și reziliență mare, bineînțeles că impactul asupra noastră este mai mare. Asta este o situație generală care nu putem nega și aceste creșteri de prețuri sunt în toată lumea. Deci nu e doar la noi. A doua cauză pentru situația de față este lumea politică românească de până astăzi din guvernare. Vă spuneam de nevoi și de previziuni și de dezvoltare. Da?
Lumea politică, în general, este tentată să răspundă la presiune care vin. Faceți asta acum, faceți asta acum. Nu se gândește peste 10 ani, peste 20 de ani ce se va întâmpla. Dacă România ar fi avut guvernări stabile sau guvernări care să continue ideile de la una la alta, probabil că ar fi spus totuși, avem o țară cu multe ape? Avem, da? Sunt ape de munte care pot fi făcute hidrocentrale pe ele? Păi domnule, hai să facem mai multe hidrocentrale. Sau hai să le terminăm pe cele pe care le avem făcute, nu știu, în proporție de 90%, 80%, nu să ne blocăm în tot felul de chichițe, de decizii, de mediu și așa mai departe. Vă dați seama, ai o hidrocentrală făcută în proporție de 95%, dar nu o termin pentru că mai sunt știu ce chichiță pe acolo. Da? Deci, lipsa unei planificări pe tema asta, de la creșterea capacității pe hidroelectric, de la exploatarea gazelor, de la crearea unor condiții de conectivitate, de la, cum să vă spun eu, tot felul de măsuri de care au impact peste 10 ani, peste 15 ani, deci o lume politică care a văzut doar cu faza scurtă dezvoltarea, asta se întâmplă când n-ai aprins faza lungă și nu vezi în față că ai un obstacol, da? Și nu mai poți evita coliziunea. Asta vine din trecut. Nu în ultimul rând, nu trebuie să ne ascundem, dacă guvernul nu este stabil și nu are o majoritate parlamentară stabilă, nu poate lua, nu poate manevra în condiții de criză. Trebuie să fie și competent. Deci poți să ai un guvern competent dacă nu are stabilitate sau nu are majoritate. Că te duci cu un proiect de lege bun în Parlament și ți-l măcelăresc acolo de nu te vezi. Deci îți trebuie și competență, și stabilitate, și majoritate. Nu poți altfel fără aceste căzi, fără majoritate. Nu merg lucrurile altfel. Da? Ceea ce, din păcate, nici asta nu se întâmplă. Deci suntem oare cumva într-un moment dificil, dar suntem pe picioare greșit datorită acestei situații și nu putem fugi de această responsabilitate partidele din zona de care am fost în guvernare. Fiecare are partea lui de vină. Cât este? Unde este asta? Tot timpul va fi de discutat și dacă nu ai toate datele din spatele cortinei, nu poți să dai sentințe, pentru că riști să vorbești fără să cunoști toate detaliile. V-ați vaccinat anticovid? Da, sunt vaccinat cu ambele doze și intenționez ca săptămâna viitoare să mă duc cu mama să ne facem a treia doză. Final, știm că nu vă plac scenariile astea contrafactuale, dar totuși, dacă ați fi premier, ce măsuri ați lua pentru oprirea derivei guvernamentale în primele luni și pentru a pune bazele unei guvernări performante? Care sunt primele reforme care trebuie făcute? Da, nu se pune această problemă. Și indiferent cine este premier, putem reforma. Deci, indiferent cine este premier, sunt niște reguli pe care dacă le respecti, nu este garantat că vei reuși, dar sunt premize pentru a reuși. Dacă nu le respecti, sigur va ieși prost. Ori este cât se poate declar, de exemplu, că dacă nu este o stabilitate în momentul de față și o convergență între ce vrea guvernul și susținerea parlamentară, nu poți să iai niște decizii. Vedeți, am discutat de pandemie. Există decizii ale instanțelor, ale curții, că anumite restricții trebuie luate prin lege. Nu le poate lua guvernul printr-o hotărâre, că au fost deja anulate, cum s-a întâmplat. Da? Ori dacă nu poți impune o lege, degeaba ne lamentăm. Toată lumea spune, nu vrem să avem oameni în spitale, perfect. Dar nu luați nicio măsură restrictivă, vă rugăm frumos, nu închideți nicio industrie, că nu e bine. Și vă rog, nici nu-i forțați pe oameni să se vaccineze, dar să nu fie nimeni în spitale. Nu merg lucrurile astea. Sunt niște contradicții în termen. Și atunci am spus, oricine ar fi, e nevoie de convergență între majoritatea parlamentare și guvern, ca aceste decizii să treacă prin legi, de coeziune la nivelul acelei coaliții, pentru că numai coaliție poate să fie, așa cum arată tablou astăzi în România, ca decizii să se ia repede, pentru că degeaba vom lua o decizie în ianuarie, dacă acum avem probleme majore, și sigur să ai forța, indiferent cine este acolo, să faci lucrurile neplăcute care se iau în crize. În crize trebuie să iei lucruri neplăcute întotdeauna și să-ți asumi înjurăturile, criticile și să treci prin deșert. Dacă reușești să treci prin deșert. Dar într-o criză cu foarte multe probleme de orice fel, de la o mică firmă până la un consiliu și până la un guvern, dacă vrei să faci, să reechilibrezi lucrurile fără să deranjezi pe nimeni, nu se poate așa ceva. Nicăieri nu s-a inventat asta.